Sunt un om care a ajuns la concluzia că nu are încotro decât să urmeze Dharma. Sunt precum acel om care a fost la medic, medicul i-a spus, dacă nu te lași de fumat, mori. În momentul când un medic îți spune așa ceva, te lași. Nu e un efort de voință, ci ai conștientizat că nu ai încotro. Exact la fel sunt și eu. Urmez Dharma, calea lui Buddha, mă încred în Buddha Amida, rostez numele lui, pentru că nu am încotro. Pentru că altfel aș muri din nou și din nou. Altfel aș ajunge în stările de jos ale existenței. Altfel aș continua ciclul ăsta nesfârșit de moarte, renaștere, iar moarte, iar naștere în samsara. Iar eu nu mai vreau asta. A te naște în trup de om este o șansă rară, rară, care cu greu se întâlnește în miliarde de vieți. Și eu nu mai vreau să pierd șansa asta. Așadar, urmați calea lui Buddha ca și cum nu ați avea încotro. Pentru că nu aveți încotro decât să urmați calea lui Buddha. Namu Amida Buddha.